Pentru că nu a obținut notă de trecere la examenul de corigență, elevul a rămas repetent și a decis să-și facă singur dreptate. Un minor în vârstă de 13 ani, ieri, a distrus o mașină parcată pe raza secției. În cauză, polițiștii s-au deplasat la fața locului, au efectuat cercetarea la fața locului, s-au efectuat de asemenea fotografii judiciare și s-au demarat cercetările și a fost înregistrat un dosar de cercetare penală. Oamenii legii au deschis dosar penal, iar ancheta va continua sub coordonarea procurorului. Având în vedere că minorul are vârsta de 13 ani, acesta nu răspunde din punct de vedere penal. În cauză urmăm să facem cercetări sub coordonarea procurorului, iar în funcție de ce dispune acesta, să derulăm ancheta. Elevul de numai 13 ani este în prezent cercetat în stare de libertate.